Deci, eu la cursul ăsta am venit așa. Deodată am crezut că o să fie despre altceva. Am crezut că o să fie despre cum cumva să-ți organizezi bugetul. Aici am venit și am văzut că e cu totul despre altceva, în ce putem să investim, cum e corect să investim. Eu am luat foarte multe informații, mi-a plăcut foarte tare. În special, doamna Irena, cum a prezentat, nici nu se discut foarte bine. Eu chiar în primul rând aș recomanda cursurile copiilor mei. Cred că dacă vrei să deschizi o afacere, nu contează în ce domeniu, cunoștințele astea te ajută în afacerea în care vrei tu să o deschizi, nu tamam numai în trading. Am căutat să mai fac și altceva din rutina zilnică, mă plictisesc doar lucru casă, lucru casă și zic vreau să mai fac și altceva. Căutând pe internet am dat de aceste cursuri. Zic, dă să încerc dacă e gratuit, la noi la Moldoveni ce se vede gratuit, întotdeauna vrei să încerci, că cel puțin eu. Și nu-mi pare rău că am venit și chiar mă bucur că cineva s-a gândit să facă cursurile astea gratuit, că noi cumva să avem o bază, să știm că este așa ceva, pentru că eu, de exemplu, n-am știut că este așa ceva, pentru mine e foarte interesant și informația am obținut eu. Și chiar o să recomand și alte persoane care s-au putut eu că sunt îndrăzneți, pentru că la noi la Moldoveni și frica e foarte mare de a încerca într-un domeniu nou.